Directoarea de GSPC Călăraș a vorbit despre copiii eligibili pentru vaccinare, situația salariaților vaccinați până în momentul de față, cazurile de COVID înregistrate de la începutul anului școlar și situația centrului de la Ciocănești, aflat în restructurare până la sfârșitul acestui an. De la ultima întâlnire, mă gândesc că sunteți probabil interesați de anumite evoluții ale copiilor și adulților din sistemul de protecție. Vreau să vă prezint cumva ca și număr al copiilor din centrele de plasament. Pentru acest an avem 167 de copii față de 243 în anul precedent. Rezultă un număr de 76 sistemi de măsură de protecție, de unde noi putem trage concluzia că încep restructurările într-adevăr în sistemul de protecție. Pe de altă parte, consider eu că este de interes și am scos din aceste cifre numărul copiilor eligibili pentru vaccinare. Avem 131 de beneficiari minori, dintre care 65 sunt deja vaccinați și 13 au programare pentru vaccinare în proxima perioadă. Rezultă un procent de 59%, mai mic decât în zona persoanelor adulte cu dizabilități, unde înregistrăm un procent de 90% beneficiari adulți vaccinați. Explicația constă și în acel acord al reprezentantului legal pentru vaccinarea copiilor. Dacă vreți, pot să explic mai mult. În funcție de stabilirea măsurii de protecție, părintele este reprezentant legal atunci când măsura de protecție se stabilește de Comisia de Protecție a Copilului sau directorul sau președintele Consiliului Județean pentru copiii ai căror părinți nu și-au putut exprima acordul pentru instituționalizare și intrarea lor în sistem s-a făcut pe instanța judecătorească. Adică în acele cazuri îi creștem noi și răspundem noi în cazul unora, în cazul acelor copii pentru care fie nu au putut fi găsiți părinții ca să-și dea acordul, fie s-au opus măsurii de protecție. Păi nu, dar adică părinții spun să-i vaccinați sau să nu-i vaccinați, dar ei se vaccinează. Deci nu iau ei acasă să-i crească așa cum crede eu cu viață. Noi suntem obligați să ținem cont de opinia părintelui, chiar dacă există o măsură de protecție. Ei nu și-au pierdut drepturile, nu sunt pus sub interdicție, nu sunt decăzut din drepturile părintești, motiv pentru care legea ne trimite către obținerea acestui acord. În ceea ce privește poziția mea și a președintelui Consiliului Județean pentru exprimarea acordului a fost pozitivă pentru toți copiii care erau eligibili pentru vaccinare. Pe de altă parte, aș vrea să mai spun și despre situația salariaților vaccinați. Avem un număr de 326 de salariați în centrele de plasament și 268 de persoane vaccinate. 82% înseamnă personal vaccinat. Cumva zic că stăm bine față de cifrele care se transmit pe media. Am văzut undeva în jur de puțin peste 50. Odată cu începerea anului școlar, probleme de frecvență școlară am avut numai în cazul la 6 copii de la centrul de copii cu handicap sever, care au fost pozitivi COVID și nu au putut frecventa școala, în prezent formă ușoare, fără simptomatologie agravată. Între timp chiar s-au și negativat, după perioada de izolare. În prezent este un singur copil pozitiv și nu frecventează școala. Consider eu că aici și cazurile de îmbolnăvire s-au făcut prin intermediul personalului. Noi în centrul de plasament respectăm măsurile care sunt stabilite prin metodologia specifică cu triajul copiilor,
cu distanțare, purtarea măștilor, dar totul se mai întâmplă să avem și cazuri pozitive. Testarea se face la fel cu respectarea normelor metodologice pe sănătate publică, la 7 zile, pentru tot personalul nevaccinat și beneficiarii la fel nevaccinați. Recoltarea se face de către personalul medical al centrului, dar și scăderea testelor și a rezultatelor se operează într-un program național și se transmite către Sanepid. În rest, probleme majore de la începutul școlii și până în prezent nu am înregistrat. Vă stau la dispoziție dacă dumneavoastră aveți alte întrebări legate de care este situația centrului de la Cicănești? În prezent vorbiți un pic despre acest. Da. Centrul de la Cicănești trebuia să fie intrat într-un program de restructurare de mai multă vreme. Acum am finalizat evaluarea beneficiarilor. Am finalizat și planul de restructurare și cred eu că astăzi, mâine, va fi trimis autorității pentru obținerea avizului. Am întâmpinat ceva dificultăți în identificarea soluțiilor pentru a restructura acest centru, în sensul că pentru a respecta legea, noi trebuie să reducem cumva capacitatea tuturor centrelor de îngrijire de la să nu fie mai mari de 50, deci de la 100 de beneficiari cât avem în prezent să ajungem la o capacitate de 50. Deci clar este că pentru ceilalți, pentru diferență, trebuie să identificăm soluții. În zona asta am avut nevoie și am obținut sprijinul Consiliului Județean pentru a identifica o clădire în care pot fi transferați ulterior avizării planului și am identificat clădirea de la Vâlcelele, care aparține în prezent Centrului de Asistență Medico-Socială. Ulterior, urmând a fi transferată ca și imobil și patrimoniu către direcția noastră. Numai în felul ăsta putem găsi soluții pentru 39 de beneficiari care, în urma evaluărilor, au indicație pentru îngrijiri tip abilitare-reabilitare neuropsihică. Și destinația asta dorim să o dăm viitoarei clădiri. Pentru alți 11 beneficiari, mai autonomi, să spun, cu deprinderi ceva formate, încercăm să contractăm servicii de asistență socială de tip locuință protejată. Nu am identificat nicio locație, dar probabil ne vom îndrepta către furnizorii privați de servicii sociale, așa cum mai avem relație contractuală cu alte asociații de profil din București pentru beneficiarii de care știți, de la Plătărești, care au fost reorientați către alte servicii. De ce a întârziat această restructurare la Ciocănești? Probabil din lipsa soluțiilor. Acolo am avut și o altă dinamică a componenței, să spun, nevoilor beneficiarilor, în sensul că inițial au fost 100, dar transferul către alte ONG-uri s-a făcut și de la Ciocănești, urmând a crea locuri libere pentru beneficiarii de la Plătărești care n-au putut fi predați altor servicii. Și atunci problematica centrului de îngrijire și asistență s-a modificat cumva și prin problemele specifice ale beneficiarilor. Deci a fost nevoie și de o reevaluare a beneficiarilor, o evaluare care înseamnă și medicală, și psihologică, și socială, și identificarea familiei s-a mai întârziat, într-adevăr. Și când estimați că va începe această restructurare la școli? Nu va începea.
abia trebuie să înceapă neapărat până la 31 decembrie anul ăsta, da? Trebuie să înceapă neapărat, altcumva noi suntem pasibili de a fi penalizați financiar de către de lege până la urmă, pentru că nu vom mai primi valoarea standardului de cost așa cum este precizată în lege, ci vom fi sancționați cu 50% sau, începând de anul următor, chiar deloc posibil să pierdem orice finanțare pentru beneficiarii adulți cu dizabilități. Dacă nu îndeplinim această cerință, până la urmă, asumată de România prin acordurile de parteneriat existente și încă neîndeplinite.